Sorme, eu tare sper să nu te superi pe mine pentru că am făcut acest gest, dar eu cred că veștile frumoase nu trebuie ținute în secret. Din contra, trebuie împărtășite oamenilor dragi, pentru că bucuria ta se transformă în bucuria noastră. Știm cât de mult ți-ai dorit acest lucru și tu și Denis. La fel știu cât de dureros era pentru tine atunci când cineva te întreba: Maria, ești însărcinată? Iar tu trebuia să răspunzi nu și plângeai, pentru că într-adevăr îți doreai acest copil. Iată că acum poți să strigi în gura mare: da, sunt însărcinată. Iar eu și familia noastră suntem cei mai fericiți și alături de tine. Iar acest iepuraș nu este în zadar în brațele tale. Eu încercam cumva să dau diferite chestii ca lumea să înțeleagă cât de bucuros sunt, pentru că în foarte scurt timp voi deveni unchi pentru a doua oară. Și pentru asta îți mulțumesc. Doamne, sufletul meu și inima mea atât de tare s-au descărcat, pentru că eu în această perioadă ziceam: sori mea, cum sta, cum, zic, nu, categoric, așa se face, așa, zic, la mine așa nu se face, nu în zadar. Am făcut-o și pe signora de ma că e gravidă, ca să zic că am știut de grabă n-an, dar de fapt n-an în altă parte. Nu în zadar am inventat diferite chestioare ca cumva să dau de înțeles că am o mare bucurie în suflet și mă bucură tare mult și rugămintea cea mare. Deseori noi facem niște greșeli fără ca să ne dăm seama atunci când întrebăm o femeie: ești însărcinată? Dar când ai și însărcinată? Dar poate acea femeie are o problemă și într-adevăr vrea acest lucru. Iar noi, întrebând un milion de ori, o facem de fapt să plângă și o rănim enorm de mult. Aceste întrebări nu se pun, oameni buni, până nu știți exact dacă e gravidă sau nu acea persoană. Dar faza cu visul pe care l-am avut, ăsta nu a fost inventat, ăsta pe bune a fost un vis în ziua când am aflat că sora mea este însărcinată și peste o zi m-am rugat, zic: Doamne, te rog, arată-mi prin vis ce o să fie. Și acel vis care l-am avut cu cuibul de păsărele și cu doi puișori în palmă la mine, a fost un vis adevărat. Mai nu știu ce să vă zic, eu întotdeauna sunt de părerea că emoțiile pozitive și veștile bune nu trebuie ținute în noi, trebuie împărtășite în lumea mare, pentru că eu, spre bucuria mea, făcând acest postare, cu siguranță încă mii de persoane s-au regăsit în aceste emoții și cumva v-am făcut să trăiți niște momente frumoase, plăcute și unice. Tocmai de aia, eu vă mulțumesc că sunteți alături, vă pup, vă iubesc, mă duc, am de lucru. Azi am să mă îmbăt în sfârșit și motivul știți care, pentru că o să fiu unchi. Sora mea a început a plânge, băi, ce-ai făcut? Bună dimineața, bună dimineața! S-a trezit dulcețele. Ce spune Emiliana asta? Ți-o adresez întâi ție. Eu m-am așteptat, noi ne-am așteptat că tu azi dai vestea mare. Cum ai zis de fiecare dată, vestea bună, tu trebuie să o împarți cu toți. Normal că nu ne mai supărăm pe tine. Cum să te superi pe așa om? Acum vreau să mulțumesc la toți care ați început să, să ne felicitați corect. Noi vă pupăm. Și vă vrem la toți doar bine. O zi frumoasă, o duminică cât mai frumoasă. Și haideți, fuguța, să savugherezăm. O, căteluța, dar nu să se vadă pe aici când aparat. Bună dimineața, bună dimineața. Curgeți. Cofe, curgeți. Și bună dimineața. Oh, wow. Eu m-am trezit și eu când mă trezesc cap nu dorm. Bună dimineața, s-a trezit dulceața. Să vă ghirizăm cafeaua cu mâna dreaptă, că vă pocnesc, vă spun eu. Ca pe urma să mă întrebați de ce eu da, dar voi nu. Cafeaua cu dreapta. Mergem fuguța la deschiderea Nova Porta de la Ismail. Să vă ghirizăm momente frumoase, reduceri de minus 15%, după care mergem la Negureni, pentru că astăzi avem oaspeți și facem pește. Că de la pește, întotdeauna, viața în flori.
Hai da, băi, crește, viața înflorește. Bună ziua, bună ziua, vin la Negurin și eu am oaspeț astăzi. Noroc! Noroc! Cum te cheamă? Teofil. Noroc, pe tine? Luca. Luca și? Sofia. Sofia, bună ziua! Bă, slic, uite la nanu. Așa, bravo. Dar ce ai în jurul guriții? Ce ai mâncat? Papană. Bombană, bine. Așa, biele, dar tu ce ne-ai spus și gătești? Eu nu m-am așteptat la așa ceva. Asta e un oaspeț, ca de obicei, biele gătești întotdeauna pentru noi. Am un proces de lucru la sfârșit. Doamne, cum arat, extraordinarul celentan. Astăzi gătim pește în crustă de sare. Așa arată procesul de gătire. Simplu, frumos și foarte gustos. Cu detalii mai târziu. Azi avem niște oaspeți mai speciali. Un platou de stridii. Ia uitați pe ce am eu aici. Cireșe adevărate din copacul primăriței. Deci, aici avem și florișele, și icre neagră, și aur, și... Și bine, ca zic, da. La noi deja aici e ultima 100 de metri. Aici avem păstrăvul, steak de somon, dorado, legume cum fără ele. Și aici avem peștele în crustă de sare. Poftă bună, nouă. Ah, și m-ar scalda, dar trebuie la lucru. În altă parte de rău. Sălățica la pește este deja gata. Acum își dăm și peștele. La noi și platoul de pește deja este gata, că așa arată. Poftă bună! Haide! Uitați-vă cât de frumos și liniștit plouă la Negurieni. Mobila nu are grijă, stă, n-are treabă. Iar noi mâncăm pește. Șamuș ne scaldăm în bazin. Video. Nu video, pentru că n-ai văzut Moldova de 11 ani. Merci. Și bucătarul a spus că trebuie ceva special pentru voi. Welcome to Moldova. Și vorba și ea, să rămâneți napsic, da! Acolo scrie, da, mânăuntru. Da, puneți-vă. Poftă bază! Da, da, da. Mulți ani. Da, salutare din nou, dragii mei! Eu vreau să vă mulțumesc la toți pentru mesajele și gândurile voastre bune pentru familia noastră. Vă mulțumesc din suflet. Eu n-am reușit să răspund practic la nimeni. N-am avut timp astăzi deloc de telefon pentru că eu sunt în construcție și sunt în căutarea mobilei, teracote și tot așa mai mult. Bineînțeles că încă mai sunt în căutarea unui meșter care să pricepe să pui teracote, să facă mai multe chestii. Adică un domn care se pricepe în mai multe, în construcții de la A până la Z. Dacă cunoașteți pe cineva, vă rog frumos să-mi dați un număr de telefon sau cumva să fac un contact cu el. Vă mulțumesc din suflet la toți încă o dată pentru felicitările și gândurile adresate familiei noastre. Eu vă pup și vă mulțumesc din suflet la toți.